Cunoaștem astăzi o tânără care la nici 30 de ani se pare că a făcut de toate. Credem că doar munții au rămas de întors, dar sunt șanse să fi făcut și asta. A studiat în America, România, Turcia. A făcut bodybuilding, medicină. A cochetat cu jurnalismul tocmai în China, dar a revenit acasă pentru a-și împărtăși experiența acumulată. Iar acum o descoperim pe angajata Serviciului Protecție Internă și Anticorupție, Lidia Sanduleac. Eu sunt foarte curioasă și clișeii este zicala că o viață trăim și pe toate trebuie să le încercăm. Sunt o persoană în care dacă nu depun suflet, dacă nu depun pasiune și dacă nu-mi place ce aici fac, nu cred că am rezultatele de top. Bine, în copilărie am avut mai multe pasiuni, activități, dacă vreți, am făcut și karate și dans, am și cântat la diferite concursuri, chiar îmi cizelam vocea pentru a deveni poate o vedetă în domeniul muzicii. Nu aveam un scop sau nu aveam o profesie oarecare care doream eu ca să o profesez în viitor. Provine dintr-o dinastie de pedagogi, așa că după mai mulți ani de școală se gândise într-un moment să-i urmeze exemplul sau să meargă la medicină. Multe însă s-au schimbat când a ajuns în clasa a noua. Iar în clasa a noua, după ce am plecat în Statele Unite, prin intermediul bursei Flex, unde faci un an de academic, de liceu, într-o școală din Statele Unite. Deja am început să văd și alte domenii. Am făcut și dezbatere și sport foarte mult. Am făcut și culturism. Am și o medalie de argint la haltere. Și în Statele Unite, văzând că construiesc capacitățile de lider în societate, mențineam și întrețineam relații internaționale cu colegii mei din alte țări, din Statele Unite, mă gândeam că aș fi un potențial bun diplomat, ambasador al țării mele, dacă urmez acest domeniu de profesie. Revenind acasă, m-am încadrat în multe activități în societatea civilă, am fost și deputat în Parlamentul Tinerilor, am creat un ONG, făceam foarte mult fundraising pentru ca ulterior să finanțez activități și inițiative a tinerilor din orașul Ungheni, pentru că sunt originară de acolo. După absolvirea liceului, a depus dosarul la mai multe universități din întreaga lume, dar a ales China. În China nu am studiat doar. După primul an de facultate am avut posibilitatea să particip la un casting care a fost realizat de către Wuhan TV. Hada, mintien de Wuhan de tianqi yubao shi zhen yu zhuan duo yun. Am mers la casting, am câștigat poziția și astfel am reușit ca să am și o experiență în jurnalismul din China. Eram încadrată și în echipa Universiadei, adică competițiilor sportive din cadrul universității, care am participat până la nivel național și am devenit și vicecampioni. În cadrul Universiadei am câștigat și titlul de ambasadoare a turismului a metropolii Qingdao. Am avut făceam o retrospectivă a activităților mele, a anilor care i-am petrecut acolo și înțelegeam că eu voi merge în ascensiune pentru următorii ani, dar parcă vroiam o provocare, vroiam o nouă provocare, vroiam din nou să am acea adrenalină și să ies din zona mea de confort. Și cu siguranță am revenit la gândul meu că vroiam să devin doctor. Ce ar fi că la acel moment avea 22 ani, în floarea tinereții, dar eram determinată că vreau să fac studii la buget, adică să am și bursă, și să le fac musai în Iași. A intrat și a absolvit medicina, însă și în perioada de studii de aici nu a stat pe loc. A mers în Turcia la un schimb de experiență, iar după ce și-a primit diploma s-a angajat la Crucea Roșie Moldova. Dar precum nu a prins rădăcini acolo, Lidia astăzi este ofițeră principală în cadrul SPIA.